Eu să știu că aveți în mod frecvent, foarte des, întâlniri cu oamenii de afaceri din toată țara, cu reprezentanții sectorului privat. Și vreau să vă întreb dacă v-ați făcut o imagine mai de ansamblu legată sau cu privire la cum le merge micilor companii din România, care sunt principalele lor vulnerabilități și sau slash puncte tari. Pentru că știu că stați de vorbă foarte, foarte des. Mergeți prin toată țara, vă întâlniți cu ei. Cam care ar fi principalele vulnerabilități? Provocările cu care se confruntă Provocări. mediul corporate în prezent în România sunt, să spunem, menționate și în rapoartele statistice, rapoartele pregătite de Comisia Europeană și de Eurostat. Chiar au studii anuale cu privire la țesutul Da, antreprenorial dumneavoastră și la discutați la firul ierbii cu companiile, antreprenorii. la ce se întâmplă, care sunt provocările cu care se confruntă companiile. Și dacă ne uităm strict pe România, o să observăm că în primul rând, probleme din piața forței de muncă, unde pe de-o parte sunt semnale de maturitate, pe de altă parte există percepția că nu mai avem pe cine să angajăm, care după părerea mea este un pic falsă această percepție și foarte probabil, mai ales în perioada digitalizării, că trăim într-a patra revoluție industrială, revoluția digitală, în momentul în care se va schimba și mai puternic percepția de risc, automat o parte din grăsimea acumulată de companii în ultimele luni sau în ultimele trimestre va fi gradual eliminată la Disipată. momentul incidenței următoare ajustării la finalul ciclului economic. O altă provocare, paradoxal, pe lângă probleme cu piața forței de muncă, o altă provocare constă în capacitatea de a penetra noi piețe și asta este o problemă structurală a României, pentru că, din păcate, putem să numărăm pe degetele de la o mână companiile care s-au extins, s-au dus business-ul în afara granițelor țării și au și reușit. Nu știu dacă în afară de câteva firme din IT și de foarte puține cazuri în general. Problema cu finanțarea și cu costul finanțării, paradoxal, nu se numără printre cele mai importante provocări cu care se confruntă companiile. Asta pentru că dacă ne uităm și la dinamica costului real de finanțare și la faptul că în acest moment în sectorul bancar există un exces de lichiditate, dacă facem diferența între depozite neguvernamentale și credite neguvernamentale, o să observăm aproximativ 50 de miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie. Deci există dorință de a finanța și din partea sectorului bancar și sectorul bancar are un rol foarte important în ceea ce înseamnă finanțarea economiei, însă mai degrabă la nivelul microeconomic, problemele sunt de natură structurală. Cum să intrăm pe noi piețe, cum să rezolvăm probleme din piața forței de muncă și aceste incertitudini care sunt determinate de distorsiuni asociate mișcărilor frecvente în ceea ce privește deciziile de politică fiscal-bugetară și de politică de venituri. Piața forței de muncă este o provocare. Finanțarea business-ului este o altă provocare. Și stabilitatea fiscală este o altă provocare. Spre exemplu, creșterea salariului minim a lovit anumite industrii destul de puternic. Aș putea să spun, a lovit cam pe toată lumea. Nimeni nu neagă nevoia de a crește acest salariu minim. Nimeni nu neagă nevoia de a crește, eu știu, beneficiile sau cuiva sau nevoia de consum. Dar eu am să mă repet pentru a nu știu câtea oară. A nu știu câta oară. Haideți să o facem gradual, pentru că e mai sănătos. Abordările heirupiste nu ajută. Am mai spus-o prin 2006-2007. Imaginați-vă că trebuie să urcați pe munte, da? Și aveți un rucsac cu cele necesare. Și aveți un ritm de urcat. Într-o oră sunteți sus, să zicem. Deci vine cineva și vă pune un sac în spate. Puteți să alergați până în vârful muntelui sau puteți să păstrați ritmul, să ajungeți la timp acolo? Nu. Nu o să puteți, vă garantez. Pe când dacă încet, încet, pe măsură ce consum din rucsac, mai pui câte un fruct care găsești pe drum, greutatea rămâne constantă sau crește gradual, încet, ajungi. Hai să nu punem o povară inutilă pe oameni și povara inutilă este exact ceea ce se numește acum, sau în sfârșit ar trebui să se numească stabilitate și predictibilitate. Mișcările codului fiscal au generat presiuni pentru foarte multă lume, pentru că